Iubiți credincioși, m-am citit sinaxarul zilei de astăzi, din 4 octombrie. Aș da Sfântul Nicolae Velimirovici, protoiere de Ohrida, sinaxar 4 octombrie. Pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Erotei. Sfântul Erotei a fost însoțitorul Sfântului Dionis Aeropagitul și a primit Sfânta Credință de la Sfântul Apostol Pavel. Cu puțin timp în urmă, după Sfântul Dionisie. Mai după aceea, Sfântul Apostol Pavel l-a uns pe Erotei, episcop al Atenei. La vremea Sfintei Adormiri a Maicii Domnului, Sfântul Erotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la mormântarea ei. Cu dumnezeiescului dar de cântăreț, el a inspirat multe suflete spre dreapta închinare, arătându-se un bărbat insuflat de sus. El este cel care a dat binecuvântarea slujbei ca ierarh pentru slujba Adormirii Maicii Domnului. El s-a nevoit mult timp pentru slujirea cuvântului, aducând pe mulți păgâni la lumina adevărului și bine păstorind turma cea cuvântătoare a lui Hristos, el a luat sfârșit moarte de mucenic al lui Hristos, celuia care, îndoită cunună, a cereștii lui împărăția dat, cea de ierarh și cea de mucenic. Pomenirea Sfântului Ștefan Stilianovici. Sfântul Ștefan a fost un mare principe despot sârb, care s-a născut în clanul Pastrovici. El a guvernat poporul sârb în timpul unei perioade istorice cumplit de grele, luptând cu vitejie împotriva turcilor, dar și a latinilor romano-catolicilor. El a fost un bărbat drept și un mare patriot, principe minunat, pe care îl putem compara cu Marele Alexandru Nevski și cu Regele Sfânt Iovan Vladimir. Alexandru Nevski al Rusiei și Iovan Vladimir, cel care pe la anul 1000 era și peste Albania, căsătorit cu o prințesă bulgară, i-a fost tăiat capul și s-a dus cu capul lui în mână până în biserică, votez de Demetri. Atunci soția lui, Bieloslava, s-a călugărit și a rămas toată viața lângă moaștele soțului ei. Are moaștele într-o mănăstire în Albania astăzi. El s-a săvârșit în veacul al XVI-lea, după unele izvoare, la anul 515. Pe piața lui de mormânt, noaptea apărea o lumină și astfel s-au descoperit rămășițele sfintelor sale moște. Ele au fost mutate la mănăstirea Șișatovaț din Frușca Gora, unde s-au odihnit multă vreme. În timpul celui de-al doilea război mondial, moaștele Sfântului Ștefan Stelianovici au fost aduse la Belgrad și așezate în Biserica Metropolitană alături de cele ale Sfântului Gneaz Lazar. Soția lui Ștefan, Elena, văzând moaștele nestricate ale soțului ei și minunile care se lucrează prin ele, s-a tuns în monahie și s-a nevoit aspru într-o nevoință de călugărești până la moartea ei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Preacuvios Amun, egipteanul. Sfântul Amun, la început, a fost podgorean. Rudenile lui l-au silit să se însoare în pofida voinței lui, dar el nu a vrut să trăiască cu soția lui ca bărbat și femeie. În prima zi, el a numit-o pe soția lui soră și a sfătuit-o să se alăture lui într-o înaltă viețuire spre mai mare plată în ceruri. El a viețuit astfel cu soția lui timp de 18 ani, ca frate și soră, în feciorie și curăție. Apoi, bine înțelegându-se între dânsii, soția a întemeiat în casa lor un așezământ de fecioară, adică o mănăstire de maici, iar Amun s-a retras într-o mănăstire de călugări în pustia Nitriei, unde s-a dorit cu totul nevoințelor vieții sihăstrești. Din pricina marelui curății, Dumnezeu i-a dăruit Sfântului Amun harul facerii de minuni și al străvederii. Un bărbat și cu femeia lui s-au dus la mănăstire pe fiul lor bolnav de nebunie, rugându-l pe Ava Amun să se roage pentru el înaintea lui Dumnezeu ca să-l vindece. Dar Ava Amun n-a voit să-i asculte. Multă vreme rugându-l pe dânsul, Ava Amun le-a zis: „Și sănătatea și boala fiului vostru sunt în mâinile voastre. Întorceți acelei văduve boul pe care i l-ați furat.” A dat și numele văduvei și fiul vostru se va vindeca. Părinții înspăimântați și rușinați
văzându-se astfel descoperiți, și-au mărturisit păcatul și-au făgăduit că vor întoarce boul la cea văduvă îndată ce vor ajunge la casa lor. Apoi Ava Amun s-a rugat lui Dumnezeu și s-a vindecat copilul. Ava Amun a fost mare prieten Sfântului Antonie cel Mare. Când Ava Amun a murit în pustia Nitriei, Sfântul Antonie cel Mare a văzut de la chilia lui, de la câteva mii de kilometri distanță, unde era Sfântul Antonie, sufletul lui înălțându-se la înălțimile cerești și a zis fraților: astăzi s-a săvârșit Ava Amun Itiodul și iată sufletul lui purtat de sfinți și de îngeri la cer. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios, părintele nostru Pavel cel Simplu. Sfântul Pavel a trăit ca bărbat căsătorit până la vârsta de 60 de ani, dar aflându-se soția în adulter, el a părăsit și a lepădat toate și a mers în pustia Sfântului Antonie cel Mare, primind de la el tunderea îngeresc cu chip. Sfântul Pavel a fost un bărbat simplu, neștiutor de carte, dar în ciuda simplității lui a ajuns la un mare înălțim duhovnicești, atât de mari încât vedea sufletele oamenilor așa cum alții văd fețele lor trupești. El a fost mare făcător de minuni. Uneori, întrecându-l în acest dar chiar și pe Marele Antonie, Sfântul Pavel s-a săvârșit la bătrâneți foarte adânci, la anul 340, la peste 100 de ani, săvârșindu-se la casele bucuriei, șezând împreună cu Sfinții Îngeri. Cântare de laudă la Sfântul Amun Nitriotul. Pe Ava Amun odată l-au rugat: arată nouă păcătoșilor calea mântuirii. Acelora Ava le-a zis: iată toată viața voastră. În toată viața voastră, ca osândiții să trăiți, cea tribunalului judecată așteaptă. Așa cum osânditul de judecător se teme și numără ceasurile până la înfățișarea lui, stând sub frică să audă glasul ce zice: e rândul tău acum, grăbește-te. Așa și aceluia nu-i mai pasă de adăpost, nici de hrană, nici dacă șade, nici dacă stă, și cu inima strânsă stă cu urechea ciulită. Fraților, așa trebuie să fim și noi. Un frate așteptând pe Domnul și judecata lui. Un frate pe Ava întreabă: dar care a strâmtă ce este, părinte? Iar cea de dureri plină, cât este de lungă? Acestul Ava i-a zis: calea strântă paza gândurilor este, împrăștierea minții alungând, iar cea de dureri plină de înfrânare, de la patim este. Deci calea strântă este paza gândurilor, să ne păzim mintea de gânduri rele și de șarte. Și calea de plină de dureri este înfrânarea, înfrânarea să nu dăm curs dorințelor. Că nimic rău să nu poftești, ci numai voia lui Dumnezeu. O, atot înțelepte Sfinte Părinte Amune, răbdătorule purtător al jugului Hristos, toate oamenilor patim le-ai îmblânzit, iar lui Dumnezeu plăcuture, iar El pe tine te-a răsplătit cu bunătățile sale cele din cer. Iată o altă vedenie a Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, care se vede că, din care se vede că Sfântul Pavel nu a fost singurul răpit la rai, care a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. 2 Corinteni 12 cu 4. La peste 850 de ani după Sfântul Pavel, i s-a dat și Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos să fie răpit la rai. În timpul unei nopți, dintr-un lung șir de nopți, pline de ger cumplit și frig de moarte, iarna stătea desculț afară și fără haine. Sfântul Andrei a fost și el răpit la cer, datorită sfințeniei lui neobișnuite. Zăcea zgribulit într-un gang printre câini, Sfântul Andrei așteptându-și moartea. Atunci, iată, un înger al Domnului a venit la el și l-a răpit la cer. În trup sau afară de trup, Sfântul n-a știut să spună. El a petrecut în acea răpire 2 săptămâni și a ajuns până la al treilea cer. M-am văzut îmbrăcat în cele mai strălucitoare veșminte, pe care nu le poate descrie niciun cuvânt, care erau parcă țesute din fulger. Am purtat pe cap cunună de flori minunate și am încins
mijlocul cu un brâu împărătesc. Frumusețea aceea îmi dădea o bucurie de negrăit. Eram uimit cu mintea și cu inima de frumusețea negrăită a raiului lui Dumnezeu. Umblam plin de uimire, mă bucuram într-un chip ce nu-l pot grăi. Sfântul Andrei a fost dus înaintea Domnului, pe care l-a văzut și căreia i s-a închinat. O mână de foc a dat la o parte un văl și l-am văzut pe Domnul așa cum odată l-a văzut Sfântul Proroc Isaia, șezând pe un tron foarte înalt, înconjurat de serafim și purta veșmânt tacojiu. Chipul lui erau ca lumina, iar ochii lui au privit cu bunătate la mine zmeritul. Văzându-l eu pe Domnul, am căzut cu fața la pământ înaintea lui, închinându-mă înaintea slavei lui. Eu nu pot găsi cuvinte să grăiesc bucuria pe care, în care se scălda sufletul meu. Bucuria aceea negrăită mă inundă și acum când îmi amintesc de ea. Eu am ascultat glasul Domnului, a tot milostivului și a tot făcătorului meu, care a grăit atunci către mine trei cuvinte, anume prin preacuratele lui buze, din preacuratele lui buze, sau cu preacuratele lui buze. Cuvintele acelea au umplut inima mea de dumnezeiască dulceasă și mi-au umplut inima de focul dragostei dumnezeiești. Eu am simțit că acel foc dumnezeiesc este de la acel foc dumnezeiesc care este mine, mă topesc cu totul ca ceara. Sfântul Andrei a dorit să o vadă pe prea sfânta stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoarea, dar i s-a spus că ea nu este acolo, ci este plecată pe pământ să scoată oameni din necazuri pe cei urghisiți și să aline durerile omenești. Să luăm aminte la fără de regele regelui Mănaste, la răsplata cruntă a lui Dumnezeu asupra lui, 2 Paralipomena 33. La cum Anase s-a întors iar la închinarea la idol, la descântător și la vrăjitori, făcând tot ceea ce este rău și necurat înaintea feței Domnului, la cum a îngăduit caldeilor să-l ia rob pe Manase. Predică despre mânia cea bună. Mâniați-vă, dar nu greșiți. Psalmul 4:4. Să ne mâniem pe noi înșine, fraților, și să nu mai păcătuim. Să ne mâniem pe patimile noastre de gând și de faptă și să nu mai păcătuim. Să ne mâniem pe Satana, tatăl minciunii, Ioan 8:44, și să nu mai facem voia lui. Să ne mâniem pe păcatul lumii și pe hula hulitorilor care calcă în picioare Sfânta Biserica lui Dumnezeu și să băgăm de seamă că niciodată nu vom putea dezrădăcina păcatul cu păcat. Să ne mâniem pe prietenii noștri când păcătuiesc, dar cu dragoste către ei, iar nu cu disprețul care îi înrăiește și mai mult. Căci mânia prietenului față de prieten e ca mânia părintelui față de copilul neascultător și ca lui Dumnezeu față de omul păcătos. Nu este o mânie care dezrădăcinează, ci este o mânie care întărește, care adâncește și mai mult rădăcinile pomului, ferindu-l de rodirea rodului celui rău și sporind numai ramurile purtătoare de rod bun. Dar mânia voastră să fie cu măsură și cu puterea vindecătoare, ca puterea ei vindecătoare să crească, iar nu să se prefacă în otravă, iar această dreaptă măsură se va afla numai când ne vom ruga Domnului adânc și vom ține chipul lui înaintea noastră, în timpul mâniei noastre, și vom ține chipul lui înaintea noastră în timpul mâniei noastre, adică să ne mâniem cu blândețea în inimă, să vedem că e Domnul înaintea noastră, adică doar cu acea mânie sfântă, curată, care îndreaptă, nu care înrăiește și ucide. Nimic nu ține mai bine măsura mâniei drepte decât Dumnezeu. Toată mânia care nu este în numele lui Dumnezeu și pentru dreptatea lui este păcat. Nu de dragul trândăviei să ne mâniem, ci să ne mâniem din pricinele care îl mânie pe Dumnezeu. De vom avea voința noastră ancorată adânc în voința lui Dumnezeu, vom cunoaște totdeauna când trebuie să ne mâniem și când nu. Lucrul acesta nu se poate cu totul lămuri prin cuvinte și nici măcar într-o mică măsură nu se poate lămuri doar celor
Celor educați, celor needucați nu se poate, care nu sunt educați în viața duhovnicească. Căzmânia, la locul, timpul și măsura ei, acționează întocmai precum milostivirea la ale ei. O, fraților, oare vedem noi cum sufletul nostru este înzestrat cu felurime de puteri, iar omul prin voința lui liberă le poate întrebuința pe acestea prin moarte, spre moarte și spre viață? Mânia față de sine este întotdeauna potrivită și binevenită. Iată o pildă minunată pentru aceasta. Cu cât învață omul să se mânie pe sinea lui păcătoasă, cu atât învață să se mai, mânie mai puțin asupra aproapelui său. Mâniat pe propriile sale slăbiciuni, el nu mai vede slăbiciunile altora și le judecă și le vede și le judecă îngăduitor. O, Stăpâne, Doamne, cela ce e singurul drept și sădește și singurul sfânt, sădește întru noi aducerea aminte de ziua mâniei tale cele drepte, ca să nu mai păcătuim atât de ușor, nici cu cuvântul, nici cu gândul, că ție se cuvine slava, cinstea și mulțumirea în vecii vecilor. Amin.